sigur că pe mine mă preocupă, vorbeam mai devreme, ideea de reunificare cu Basarabia și efortul pe care va trebui să-l facem noi. Dar până atunci, pe mine mă îngrijorează această idee pe care unii o vehiculează referitoare la fragmentarea și, mai mult decât atât, la o polarizare care este împinsă în discurs de o serie de exaltați care nu înțeleg consecințele acestei atitudini politice. Mă refer la ceea ce se întâmplă, bineînțeles, acum în campania electorală. Adică dau dovadă de o inconștiență care nu poate să fie explicabilă decât prin lipsa de experiență politică și de cultură, când vorbesc cu atâta ușurință despre modul în care este, eu știu, împărțită, în ghilimele, România în privința votului. Lucrurile acestea pot să creeze anumite falii în societatea românească, care sunt de evitat cu orice preț. Trebuie să recunosc că ne obișnuiserăm până acum să auzim de la liderii exaltați ai comunității maghiare, unii dintre ei, fiindcă și acolo sunt mulți politicieni rezonabili și corecți, să auzim aceste discursuri despre autonomie, despre federalizare, despre renunțarea la caracterul de stat unitar al României. Acum auzim un nou discurs care vorbește mult despre regiuni, nu mai vorbește despre România în ansamblu. Vorbește despre o distanțare față de centru, față de capitală, care este sursa relelor, în timp ce bunăstarea, vezi, Doamne, ar proveni din altă parte. Da, am văzut și eu acest lucru și vă spuneam că mă îngrijorează, pentru că, sigur, fiecare trebuie să lupte pentru victoria echipei din care face parte. Dar atunci când faci acest lucru, trebuie să mai ai în vedere și un aspect care ține totuși de interesul național. Adică nu poți să desconsideri și să calci în picioare interesul național numai că tu vrei cu orice preț echipa ta să câștige. Și atunci arunci în joc toate armele, treci la un discurs care este irresponsabil și sigur că, așa cum spuneam, acest discurs poate să lase fractura adânci în societate. O societate care încă nu este, nu și-a revenit după anii nefaști ai regimului Băsescu. O societate care a cunoscut diviziune, a cunoscut fracturi între diferite grupuri socioprofesionale. În mod normal, acum România ar trebui să se schimbe, să devină o societate care este coagulată în jurul unui proiect major și sigur că discursul prezidențial la ambii candidați ar fi trebuit să fie cu totul și cu totul calat pe această direcție. Din fericire, la Ponta am văzut această idee, conștient fiind și lovindu-se direct în lupta politică de cel care este președintele țării, a promovat această idee, președintele care unește, care trebuie să reunească, să reclădească țara. În schimb, la Iohannis văd această disperare, spune, și disponibilitate de a sacrifica totul pe altarul unei potențiale victorii, cu un discurs care nu este discursul practic pe care România ar trebui să-l aștepte de la președinte. Sigur că fiecare regiune are specificul ei, are orgoliile ei, are tradițiile ei, pe care cu toții trebuie să le înțelegem și să le respectăm. Dar nu poți să pui România într-o confruntare, o regiune împotriva alteia. Aici mi se pare că este un act pe care îl denumesc clar contra.